Bună ziua! La compania Libres, să spuneți invitația care să surprize de la fostă elevă care ați învățat-o, ați îndrumat-o pe domnul cel drept și voi mulțumesc și ne spus de mult pentru că ați avut grijă în momentele cele grele, în acelea ușoare de dat în sfat. Sunt așa. Surpriza vine de la Nistor Dumitrița. De ce portare! Tot ce să vedeți în gând, cum s-ar spune conferința școlii să sprânească cu succes. Și am nevoie de directoare. E ocupată, doamna. Doamna e ocupată. Dar este domnul Valentin care a fost dirigent. Este domnul Valentin care a fost. Este doamna dirigent care a fost. Cealaltă dirigentă. Asta e deosebire pentru doamna directoare. Păi vreau să vedem doamna directoare. Păi, transmiteți Dumitriții un mesaj? Nu mai decât. Eu, sigur că aș vrea să vorbească întâi doamna Iulia, care în răzucet a fost un timp oricare dirigent. Ultima dată zică doamna Elena. Da, mă dai pe urmă și-a doamna Elena și-a pe urmă mai departe vom vorbi. Doamna Cerbe, Iulia, care a fost dirigent și probabil că are ce să vorbească, copii, doamne. Ce vreau să-ți spun, Dumitrița? Ai fost o elevă pe parcursul anilor, adică te-am cunoscut mai bine 2 ani. Ai fost o elevă ascultătoare, măcar că au fost și careva neplăceri, poate pe parcursul anilor, dar vreau să-ți doresc multă sănătate, în primul rând. Să-ți realizezi visurile, să fii alături de mama ta acolo unde ești, cred eu că ea încă este în Italia, dacă tu ai plecat în Italia, da? Da. Așa. Nu ne-am văzut de mult, din partea ta a rămas floarea pe care ai adus-o, ai cadonat-o școlii. Ea este mare și frumoasă, adică te așteaptă să vii, să revii. Știu că ai avut careva probleme, dar cred că toate se rezolvă în următorii 2 ani. Eu îți doresc să fii fericită, sănătoasă și, mă rog, multă viață. Doamna Elena, mă plimb. Ai fost ultima dirigintă. Da, sunt ultima dirigintă și probabil am cunoscut-o mai puțin decât doamna Iulia, dar cred că un an a fost suficient să descoperi niște calități frumoase în Dumitrița. Deci, Dumitrița, te-am descoperit o fire încăpățânată, o fire optimistă, o fire care, dacă ai vrut ceva să obții, ai obținut. Îți doresc ca să păstrezi aceste calități, pentru că o să-ți prindă bine în viață, deci să fii descurcăreață, așa cum te-am cunoscut eu. Și eu cred că ceea ce am marcat doamna Iulia, poate nu au fost niște probleme, au fost niște ambiții. A vrut, deci a mers deci, pentru a-și atinge anumite obiective și chiar de a rămas acolo cu o mică corigență, eu cred că neapărat o să revină la următorul să vigileze, nu de ce că a fost o notă negativă, ea pur și cum s-a prezentat. Deoarece nu s-a venit și aici, a dat dovadă de curaj, a avut de rezolvat alte chestii și deci sunt sigur că va reveni, va susține și acea îți doresc succes, să-ți atingi toate obiectivele. Am învățat-o și pe sora ta, Adriana. Îi transmit salutări, mult sănătate, să-și crească copilul în pace, sănătos, așa cum dorește ea, are un băiat. Mulți ani și ne-ai uimit cu surpriza, nu m-am așteptat și chiar am făcut niște concluzii ieșind din surpriza ta. Deci noi atunci când avem în față un obiectiv de a învăța copiii, vedem deci, programa care trebuie copilul să o
însușească, suntem poate prea exigenți, prea obiectivi, dar uite că îi descoperim și altfel. Îi descoperim ca personalități, ca oameni, deci am văzut acea undă sensibilă de sufletul ei. Mulțumesc frumos, deci, Dumitrița. Cred că a fost o surpriză plăcută pentru toți, la mai mult și la mai mare. Eu vreau să vorbesc și eu lucruri, deci vreau să învățat Dumitrița să o cunoaștem foarte bine și asta premit că la finele anilor de liceu a fost comasată cu alte clase, dar în clasa aceasta au fost copii foarte și foarte buni. Primul și primul, foarte, foarte talentați, pentru care, sigur că mai fost și tot Dumitrița. Eu am rămas șocat când am aflat că la o probă la examen de bacalaureat, unde am prezentat. Mai ales că și profesorul a rămas șocat, care a pregătit chestiile acestea, și sigur că nu cred că madamul să sunea aici examenul acesta. Viața e viața. Eu cred că dacă ți-ai pus scopul de a avea documentul acesta de bacalaureat, anul care vine în 2017 și va fi un an decisiv pentru tine, ai posibilitatea să repeți anul acesta, adică să vii să te prezinți la examen, dar din timp, undeva în luna ianuarie, mă negă, trebuie să depui documentele la Ministerul Educației pentru a fi admis la examenul vizitat. Eu îți doresc mult sănătate acolo. Îți doresc realizări frumoase. Desigur că ne-ai șocat ca cu surpriza. Da, surpriza aceasta. Sigur că ce înseamnă un om de creație? Un om de creație care, mă rog, ai găsit așa o posibilitate, au fost și alți absolvenți, au venit în școală, ziua cei care au fost ziua învățătorului, ziua pedagogului, flori, cadouri, mă rog. Dar având atâți absolvenți care sunt și în Italia, și în Franța, și în alte țări europene, și în America, dacă nimeni nu s-a gândit la așa ceva. Este o premieră la noi liceu, vă spun sincer, din aceștia ani cât noi lucrăm aici, Dumnezeu, tu ne-ai șocat. Ești bravă, încă o dată bravă și eu îți urez din tot sufletul numai bine. Îți mulțumesc! Eu cred că legată cu ziua de ieri, el a fost Sfântul Duminicu și ea e Dumitrița. Așa că cântăm în cazurile asta ei, Dumitrița. Da, este așa un moment că, mă rog, și Sfântul Dumitru, zilele acestea noi am sărbătorit și ești Dumitrița. Tata Dumitru. Și tata Dumitru, 35.000 de moldoveni poartă numele Dumitru, nu sunt Dumitrița acolo, Dumitrița. Dar faci parte din cel mai frumos nume, cel mai adică Sfântul Dumitru. Mult sănătate. Și de numele toți care sunt aici, noi îți dorim acolo că să-ți fie bine. Și nu uita, Țara Republica Moldova care te așteaptă. Nu uita, Dumitrița, să mergi la vot. Stai să spun și eu. Eu am gândit că sunt invitată la o volantă, mi-am luat o... Aici nu ți-ți faci dar să știi, Dumitrița, că notiță de foaie n-am făcut, ai făcut tu niște notițe frumoase. Aici la meu și inima mea. Și îți mulțumim mult, îți dorim mult succes, sănătate. Principalul e omenia, să ai alături de tine numai oameni umenoși și să fii susținut, părinții să fii sănătoși ca o educație și omenii. Chiar dacă ziua e posunolet, Dumitrița ne-a făcut o senină de surpriză. Eu vreau să-i doresc lui Dumitrița ca să fie alături de mama ei și tată, el că mi s-a deschis puțin sufletul și mi-a spus care e relația între ea și părinți și vreau să-ți doresc Dumitrița ca să fie alături de părinții. Părinții sunt cei mai sfinți. Mulțumim, 3-4! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască!
raise a glass of wine for the last time, holding out Father, oh, prepare as we will watch the flames burn.